Celelalte forme de post care vor urma și sunt la îndemâna noastră sunt așa. Postul negru. Îl ține fiecare după a lui putință. Au fost pusnici care au ținut și 20 de zile, și 30, și 40, și 12, și 7, și 9. Este la dispoziția oricărui om care vrea și poate și, cum v-am spus ieri, are darul postirii. Știți cum mi s-a spus Sfântului Antonie de către înger? Antonie, nu te lăuda că postești 40 de zile nimic mâncând, pentru că e darul lui Dumnezeu. Deci dacă avem darul lui Dumnezeu, putem face și acest lucru. După postul negru, vine postul cu hrana uscată, cum v-am spus și în zilele trecute. Cu pesmeți și apă. De obicei, pusnicii la pustie mâncau între 3, 6, 9 pesmeți pe zi, sau mâncau 2, 3 curmale, v-am spus și ieri același lucru, și beau un pahar sau două până la un litru de apă pe zi, fiind și pustie și deșert și fiind friză de apă, pentru a-i da un gust mai bun. Punea puțin oțet, pentru că apa când se bâhlește, se clocește, ca să spun, de la scătut, nu are același gust și atunci o aroma, cum am spune noi, o sifona, dar îi punea și puțină sare pentru reținerea pe în corp, să nu te dezhidratezi de la nemâncare și nebăutură. Iată, Iisus nici n-a băut, nici n-a mâncat de niciun fel. În schimb, ispitirile pusnicilor la posturile cele înalte sunt de natură demonică. Voi aminti doar una sau două, așa pentru cultura dumneavoastră generală, nu că m-ar interesa în mod deosebit că vreuna din creștinele noastre sau din creștinii noștri după 3 zile de mâncare fără un de lemn ar avea o viziune. Viziunea poți să o ai și cu stomacul plin. Depinde ce inimă trimiți lui Dumnezeu, ce rugăciune trimiți lui Dumnezeu, cu ce cuget ridici ochii la cer și cu ce cuget strigi lui Dumnezeu. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, nu fericiți cei cu stomacul gol, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Spune, fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate. Adică pe lângă post caută și dreptatea lui Dumnezeu, așa cum găsim scris tot la psalm și la învățătura bisericii, căutați dreptatea lui Dumnezeu și împărăția lui și celelalte se adaugă vouă. Deci în momentul în care am ajuns la măsura să avem vedenii, spune că un pusnic care stătea în pustie, a venit un demon la el și i-a zis așa, vezi că ești sfânt, te-ai rugat deja de ajuns și Dumnezeu a spus să-ți aduc această floare din rai pentru nevoința ta. Uite, prostului că a greșit adresa, nu cred că se dă acela. S-a pus cu fața la pământ și a spus așa, până nu pleci de la fața mea, eu de aici nu mă ridic. Eu pe Dumnezeu vreau să-L văd în înfricoșata judecată, pe norii cerului, privindu-mă cu drag și binecuvântare în partea celor de-a dreapta, nu pe pământ. Nu sunt vrednic să văd fața lui Dumnezeu. Deci, ce naște postul? Smerenie și cuviință. Noi mai spunem în viața obișnuită, reverență și onestitate. Deci, de multe ori vedem oameni înțelepți într-o modestie categorică, de multe ori vedem oameni înțelepți într-o modestie indiscutabilă, de multe ori vedem oameni de înaltă ținută spirituală, de o discreție totală și atunci asta arată că ți-ai însușit dogma calității dumnezești, felului de a fi creștin după Hristos. Învățați că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Și ca să nu cădem în lăcomia părerii de sine, mândria, înălțarea, cugetarea, părerii, mă rog, cum ne credem noi, ați văzut, poate ați fost în viața dumneavoastră, la un dans, la o nuntă, la o onomastică, la o petrecere, la un simpozion, mă rog, viața ne poartă în multe locuri și în multe situații.
Și încercăm întotdeauna să ne fățim așa să ajungem, poate mai lângă șef, poate lângă cei mai mari, poate lângă cei mai înalți, poate lângă cei mai tari, lângă cei mai păruți interesanți. Dar totuși mese sunt până în fundul sălii și acolo stau oameni. Și spune Evanghelia, atunci când stai la o asemenea masă, nu te grăbi spre locurile din față, ca să nu vină cineva și să zică, prietene, nu aici ții locul, te rog, mergi mai în spate, că te simți rănit. Stai tu liniștit în spate să vină alții și să spună, vino și poftește, aici este scaunul tău. Atunci îți crește și onoarea, și respectul, și demnitatea, fără să le cauți. Cel ce trebuie să te respecte, primește semn divin atunci când trebuie să te respecte. Revelația lucrează după dreptate divină, nu după părere omenească. Și atunci nu trebuie să ne facem noi grijă, cum vedem de multe ori și în ziua de astăzi, ați văzut, se face uneori și bășcălie, că avem doctorate și nu știm să scriem, că avem studii academice și nu știm să citim, că avem studii masterande și nu știm gramatică, nu ar fi lucruri mincinoase, că calculatorul ăsta te înșală. Dar dacă scrii zilnic, exercițiul creează și perfecțiunea. Și atunci, sigur, evident că același lucru îl pățim în fața lui Hristos când ne cocoțăm undeva, unde nouă ni se pare că ne este locul, și iată că totuși la cina fiului de împărat și la nunta fiului de împărat și la cina cea mare vine stăpânul mesei, stăpânul sălii, unde se ia masa și unde suntem noi cinstiți toți și de la uliți și de la gard și de la târguri, să intre și șchiopii, să intre și ologii, să intre și surzii, să intre și bolnavii și neputincioși și toți să intre. Stăpâne, mai sunt locuri! Mergeți peste tot prin cetăți și unde găsiți, aduceți-i la mine. În ciuda faptului că locul este și spațiu atât de larg și plin de locuri unde poți să intri și să cinezi fie nunta fiului de împărat, fie cina cea mare, totuși întâlnim două sensibilități teologice în care în prima se spune așa. Prietene, deci iată ce frumos spune fiul de împărat la nuntă. Haina nu ți este de nuntă. Tu ce cauți aici? Cum ai intrat aici? Noi la masă auzim invers. Și cele ce aveau un de lemn în candelă, când a venit mirele la mezul nopții și s-a făcut strigare, au intrat cu mirele la nuntă și ușa s-a închis. Au venit și celelalte fecioare strigând, Doamne, Doamne, deschide nouă, și glasul spune categoric că nu vă cunosc pe voi, deci stânga. Lipsa de lumină, lipsa de comunicare, lipsa de dumnezeire. Nimic nu este mai uricios sau nimic nu este mai greu pentru un om decât să se simtă persiflat. Ești un tânăr sau o tânără? Ai prieten sau prietenă? Și nu-ți răspunde la mesaje, da? Te ofuschezi. Ești mamă sau tată și ai fii sau fiice? Te ironizează sau nu-ți dau răspuns la întrebările pe care le pui și te ofuschezi. Ești cadru didactic sau ai elevi și eleve? Pui întrebări din tematica zilei sau scoți la tablă, la examinare sau dai o lucrare și primești răspunsuri, să spunem în glumă, te ofuschezi. Ești la rândul tău coleg cu colegii tăi care te ignoră sau nu te salută, sau te descalifică, sau te dezonorează din gesturi, din priviri, din atitudini, din mișcări. Te ofuschezi. Ești la locul tău de muncă și ești tratat sau persiflat la modul derizoriu de șeful tău, de stăpânul tău, de maestrul tău, de cine o vii acolo cel mai mare peste tine, începând în ordinea ierarhică. Te ofuschezi. Dar cu cât mai mult ne putem ofusca, că aici pe pământ neamurile ți le poți alege până la urmă,
Cine vrea să te respecte, îl respecti, cu cine vrei vorbești. Prietenii ți-i poți alege până la urmă, cu cine vrei vorbești, cu cine vrei nu vorbești. Dar cum te-ai putea ofusca când Dumnezeu nu vrea să te cunoască pe tine? Deci când te-a persiflat Dumnezeu, ce faci? Și vedeți cu cât dialect pedagogic lucrează Hristos? Întâi se adresează fariseilor și îi atinge. De ce cugetați cele rele în inimile voastre? În primul rând, voi nu știți teologia lui Dumnezeu Tatăl. Și Ioan teologul ne spune, a venit la ei săi și nu l-au cunoscut. A venit într-o ale sale și nu l-au primit. Vedeți? Și totuși, Hristos în bunătatea Lui spune că atunci când Avram vorbea cu bogatul nemilostiv, i-a zis, fiule, de ce? Pentru că avea asupra lui pecetea tăierii împrejur, a botezului Vechiului Testament. Deci era fiul lui Avram prin credința căreia se jurase și o călcase. Dar cu cât mai mult ne-am simțit noi ca fii al lui Dumnezeu după dar, când ar trebui să ajungem la ușa Raiului și să auzim de la Dumnezeu, nu te cunosc pe tine, sau prietenii, haina ta nu-i de nuntă, tu ce cauți aici? Și iată persiflența, deși pare umilitoare, ea este mai mult decât usturătoare. Pe când stătea cu vameșii și cu păcătoșii, ca să arate Dumnezeu că toți au o șansă de mântuire, să fiți siguri că cei ce erau în casă la vameș nu chiuiau, nu jucau, nu dansau, ci toți erau timorați că Hristos a intrat în casa vameșului și nu era oricine, era marele profet despre care se auzise, că vindecau oameni, că tămăduia bolnavi, că învia morți, că orbii vedeau, șchiopii umblau, leproșii se curățau, muți vorbeau, nu era oricine. Și totuși Iisus Hristos, auzând toate murmurile din prejurul conacului boieresc al lui Zaheu, a zis așa în glumă, pentru că s-a trezit cu o întrebare, de ce învățătorul vostru mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii? Vedeți? Este prima noastră viziune asupra ortodoxiei cu măruntele ei decadențe. Neputințe, scăpări, apucături, gesturi necontrolate, ficțiuni, minciuni, povești, cum își bagă diavolul coada, dezbinătorul, că de aia se și numește diavolos. Și totuși Iisus trece peste tot acest imperiu de suliți și se adresează așa în glas măreț, spunând celor de față, ce să faci? Nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Adică nu voi cei ce clevetiți și vă credeți perfecți aveți nevoie de Hristos, ci cei bolnavi care chiar ei recunosc și cred că sunt păcătoși, aceia au nevoie de doctor, cei bolnavi. Deci, vedeți ce ironie fină? Bolnavii de fapt murmurau. Cei sănătoși erau deja în casă cu Zacheu, unde se petrecea marea minune și se făcea jurământul de pocăință. Jumate de avere o dau la săraci, nu știa nici Petru Vameș cât greșise, dar adunase ceva comun și mai dădea și celor care au greșit ceva împătrit înapoi, dacă ar apărea vreun nemulțumit instantaneu, ne știe cine e. Întrebarea noastră se pune acum, dacă Hristos are acest umor sec, repet, umor sec, și se preface că nu te cunoaște, oare nu face dovada unei discreții absolute, neîncercând să-ți mai pună sare pe rană, în ideea că atunci când un prieten parcă ți se pare că nu zâmbește la fel, încerci să fii mai atent. Când o prietenă nu ți răspunde la telefon, încerci să fii mai previzibilă sau să fii mai bonomă, mai omenoasă, mai primitoare.
Când un prieten nu te bagă în seamă și nu te mai salută, începi să-ți cercetezi conștiința. Ia să văd doar pe unde îi fi greșit. Ce are ăsta de așa rece și distant? Ei, postul ne îndeamnă să facem acest lucru când simțim că Dumnezeu este distant față de noi. Postul ne îndeamnă să facem acest lucru când simțim că Îngerul Păzitor e distant față de noi. Că ați văzut, foarte mulți oameni spun, Părinte, mă așez în pat și nu am liniște. Părinte, stau singur în casă, fără să deranjez pe cineva. Nu-mi găsesc liniștea. Mă așez să mă rog, mă tulbur, mă enervez. Oare de ce? Cel din tâi lucru este lipsa prezenței Îngerului Păzitor. Dat nou de la Sfântul Botez, ca să ne vegheze în fiecare clipă viața și să ne ferească de cursele nevăzute ale vrăjmașului. Și dacă tu dimineața ai citit rugăciunea Îngerului Păzitor, vei fi primul beneficiar de liniștea din casa ta, care se instalează imediat ce ai luat o gură de aghiazmă, imediat ce ai luat o bucățică de anafură, imediat ce ai atămâiat casa, imediat ce ai spus un împărate ceresc sau un tatăl nostru, imediat ce ți-ai cerut iertare de la soț, dacă ai avut o ieșire puțin isterică sau necontrolată, sau de la soție, fiind celălalt în cauză. Și lucrurile se așează normal. Hai să nu tulburăm casa, că este post. Hai, bine, gata, hai că tac și eu, liniștește-te și tu. Dar în momentul în care l-am tulburat pe Dumnezeu prin faptele noastre, de-abia atunci simțim ce înseamnă ispitirea de la demon. Iisus a știut să virească această ispitire printr-o foame prelungă și mai ales că diavolul vrea să-i dea să mănânce, atunci ne-a arătat Hristos că oamenii nu trăiesc numai cu mâncare, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Hrănind 5.000 de popoare în pustie, de oameni afară de femei și copii, cu ce? Cu 5 pâini și 2 pești. Scurt, mai